Domnul ne-a mai dat har să fim din nou în casa Domnului, să ne-a mai dat încă o ocazie să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu și îi mulțumim. Pentru că joi este o zi de post pentru biserică, aș vrea ca înainte de a începe mesajul din această seară să vorbim un pic despre cum trebuie să postim. Pentru că și copiii lui Israel au postit, dar Dumnezeu nu a fost mulțumit de felul cum au postit ei și le spune în versetul 4 din capitolul 58, iată, postiți ca să vă ciovorăiți, să vă certați și să bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți cum cere ziua aceea, ca să vi se audă glasul și strigătul sus. Deci, noi trebuie să fim foarte atenți atunci când aducem un post înaintea lui Dumnezeu, ca în inima noastră să nu fie niciun duh de ceartă, de ciorovăială, să nu fie niciun duh de superioritate, pentru ca să fim ascultați de Dumnezeu. Îi zice, iată postul plăcut mie. Interesant că prima condiție pe care o pune Dumnezeu ca să postul nostru să fie plăcut este să dezlegi lanțurile răutății. Deci este foarte multă răutate în lumea aceasta, între oameni, între prieteni, în biserică și răutatea a ajuns la culme, răutatea la început a dus până la ucidere. Și aceste răutatea leagă oamenii de oaltă cu niște lanțuri. Și Dumnezeu spune că ca să poți să dezlegi aceste lanțuri ale răutății, trebuie ca să pui reversul răutății și să pui bunătate în loc de răutate. Doamne, ajută-ne! Deci este o condiție foarte importantă ca toți cei care avem un gând de răutate, toți cei care avem un gând rău împotriva aproapelui nostru, indiferent cine ar fi el, chiar să fie și dușmanul nostru, noi suntem legați de el cu niște lanțuri. Și Domnul să ne ajute ca aceste lanțuri să fie rupte în numele Domnului Iisus Hristos. După aia spune, dezloagă lanțurile robiei și dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Lanțurile robiei aici se referă, așa înțeleg eu, la oamenii pe care noi nu iertăm și îi ținem robi față de noi și mergem cu ei în concediu, mergem cu ei noaptea, nu putem dormi, duminicele când în loc să ne putem închina Domnului, îi avem lângă noi și ținem robi, ținem legați de noi prin neiertare. Și Domnul să ne ajute ca aceste lanțuri și legături să fie rupte și în locul iertării să acordăm iertare. Doamne, ajută-ne! Să dăm drumul celor asupriți, să rupem orice fel de jug și apoi astea sunt lucruri spirituale care se referă la starea inimii noastre. Dar trebuie să facem și anumite lucruri de acțiune. Și atunci spune aici cuvântul Domnului, împarte-ți pâinea cu cel flămând și adun casa ta până nenorociți, fără adăpost. Dacă vezi un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Aici Dumnezeu ne îndeaptă la compasiune și dacă ne uităm la această pildă a samariteanului, vedem că cei care trebuiau să aibă compasiune n-au avut timp de aproapele lor. Și un păcat mare este să nu faci ceea ce poți să faci. Și un rău faci când poți să faci un bine și nu-l faci, și ăsta e rău. Și Domnul să ne ajute ca privirile noastre să fie și din punct de vedere spiritual, să fim ok înaintea lui Dumnezeu, dar și inima noastră să fie plină de compasiune
față de cel ce are nevoie. Și atunci aici Dumnezeu ne dă o promisiune extraordinară celor care vor aduce acest post. Zice, atunci lumina ta, celui care va posti astfel, va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Deci dacă cumva ești bolnav, dacă cumva ești, ai nevoie de intervenția lui Dumnezeu, postind altfel, rezolvând problema spirituală și având compasiune față de cei din jur, Dumnezeu promite că vindecarea ta va începe să lucreze. Și Dumnezeu promite că El lucrează. Slăvit să fie Domnul! Deci, vom merge la post. Unii zicea, haide să postim, să nu ne uităm la telefon 24 de ore. Și ăsta e un post. Și un post poate care e mai greu decât postul de nu a mânca. Altul spunea, zice, haide să postim ca săptămâna asta să nu vorbim pe nimeni de rău, ci să numai binecuvântăm. Ăsta e foarte greu post. Și e mai greu decât a te abține de la mâncare și a nu mânca 24 de ore. Și sunt multe, multe alte posturi pe care am putea să le facem. Și să postim să nu ne uităm la internet, să postim să declarăm că iubim pe toți oamenii. Și ăsta e un post, pentru că trebuie să te oprești de la partea negativă a dragostei. Și Domnul să ne ajute. Și câte posturi am putea face, deși lui Dumnezeu îi spune că dacă ne cerovăim și dacă ne face ca un pipirig, nu-l impresionează cu nimic, dacă atitudinea inimii și dacă atitudinea noastră față de cel nevoie nu se schimbă. Domnul să ne ajute ca în postul ăsta pe care să-l facem joi, să ne uităm cu atenție și să de vineri încolo să nu mai avem nicio răutate în inimile noastre, să nu avem nicio iertare în inimile noastre. Și cred că dacă Domnul ne va ține în viață, vreau să aduc un mesaj, legătura dintre vindecare și neiertare. Și o să vă îngroziți ce mare legătură este. Și Domnul să ne ajute să înțelegem că noi avem datoria să iertăm, pentru că și Domnul Iisus Hristos ne-a iertat. Acum haideți să mergem la textul, la tema noastră din această dupămasă, despre lucrarea Duhului Sfânt. M-am uitat mult în capitolul acesta și sunt așa de multe lucruri de spus și parcă nu există o activitate în viața unui credincios care să se poată face fără Duhul Sfânt. Nu există. Orice activitate, orice lucru, orice acțiune este nevoie de Duhul lui Dumnezeu ca să fie în noi. Și aș vrea să vă asigur că și cei care sunt acasă și cei care mai sunt aici în biserică, Duhul lui Dumnezeu este cu noi și noi suntem reședința Lui, cum spunea și fratele, și îmi place să afirm că noi suntem și templul lui Dumnezeu, dar suntem și templul Duhului Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Deci El este prezent acolo, nu știm ce faci acum, te uiți sau nu te uiți, sau județi, sau ce faci acolo pe fotoliu, dar să știi că Duhul lui Dumnezeu, dacă l-ai, este cu tine. Dacă nu l-ai, atunci este o mare întrebare și trebuie să spui multe și să spui viața în regulă înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc din Ioan 14 și voi citi din la versetul 11. Spune, credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Deci Iisus Hristos vorbea cu ucenicii aici și lor le spunea, vedeți câte lucrări am făcut, vedeți cum s-a văzut slava lui Dumnezeu și acum vă cer ca să credeți că toate lucrurile astea care eu le-am văzut că le fac, nu le-am făcut de la mine, ci de la Tatăl. Ce smerenie, ce atitudine, slăvit să fie numele Lui. Și apoi spune, adevărat, adevărat vă spun, aici nu mai vorbește doar ucenicilor, ci aici vorbește nouă, celor care ascultăm acum, și vorbește tuturor care vor citi acest verset.
versetul, capitolul 14, versetul 12. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede, deci oricine care crede, nu-i numai atribuit acest verset ucenicilor, ci oricărui care crede în mine, va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea. De ce? Pentru că e un motiv, pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere în numele meu voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul, slăvit să fie numele Lui. Deci orice lucrare pe care Dumnezeu o face prin noi, prin slujitorii Lui, prin tine, prin familie, prin tată, prin mamă, nu se poate atribui persoanei respective, ci trebuie atribuită Duhului Dumnezeu și Tatălui care locuiește în noi. Pentru că El le face prin noi și El să fie slăvit și glorificat în veci de veci. Dacă veți cere ceva în numele Domnului Iisus Hristos, voi face. E o promisiune extraordinară, dar această promisiune este condiționată. Noi ne-ar place ca atâtea lucrurile să le căpătăm fără nicio condiție. Dar este condiționată. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și dacă ne analizăm un pic la acest verset și la această declarație a Domnului Iisus Hristos, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, întrebarea care ar trebui să ne-o punem, oare păzim noi poruncile Domnului? Nu spune că dacă mă iubiți, spune că dacă veți păzi poruncile mele, asta demonstrează că mă iubiți. Nu puteți spune că mă iubiți nepăzând poruncile Domnului. Deci, noi, ca să demonstrăm sau demonstrația înaintea lui Dumnezeu că noi îl iubim pe Dumnezeu, este ca să păzim poruncile Lui. Și zice, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Măcar asta una să o împlinim. Că dacă împlinim această poruncă și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și cu toată suflarea ta, atunci împlinim toată legea și toți prorocii. Slăvit să fie Domnul! Deci, noi, ca să ne calificăm, ca atunci când vom cere ceva de la Tatăl, în numele Domnului Iisus Hristos, noi trebuie ca să păzim poruncile Domnului. Doamne, ajută-ne! Nu cred că avem așa mare curaj să mergem înaintea Domnului și să spunem, Doamne, eu am păzit cu sfințenie toate poruncile Tale. Bine ar fi! Și mă bucur să fie oameni din ăștia care să poată să facă această declarație în fața lui Dumnezeu și în fața noastră. Și ar fi extraordinar. Aici ar trebui să ajungem. Dar știți, de multe ori noi nu ne facem partea noastră. Și pentru că nu ne facem partea noastră, nici celelalte promisiuni nu se împlinesc. Numai prin harul Domnului și prin mila Lui, El se mai îndură de noi și ne ascultă și mulțumim pentru asta. Zice, și eu îl voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt mângăitor, în engleză spune un alt helper, un alt ajutor, care să rămână cu voi în veac. Deci, în cazul în care noi îl iubim pe Dumnezeu și dragostea noastră față de Dumnezeu o demonstrăm prin împlinirea poruncilor Lui, atunci Duhul lui Dumnezeu va veni peste noi. Pentru că Iisus Hristos spune că nu trebuie noi să rugăm pe Tatăl, că El îl va ruga pe Tatăl ca să ne dea un alt mângăitor. Și eu cred că rugăciunea Domnului Iisus Hristos va fi ascultată și este ascultată. Dar uitați-vă cum îți legate una de alta. Noi de multe ori venim și cerem de la Dumnezeu și așa ne învață să stăruim înaintea Domnului și poate nu căpătăm. Dar și Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos ne asigură că dacă noi păzim poruncile Lui și prin asta demonstrăm că avem o dragoste deosebită față de El, Iisus Hristos se roagă ca noi să primim acest mângâitor, acest helper, acest paraclet, acest Duh Sfânt de care avem nevoie. Vrem Duhul Sfânt? Da, toți vrem. Oare îl avem sau nu îl avem? Că aici se pune o mare problemă. Pentru că El spune că El este în voi și cu voi.
Și cum voi mai citi mai jos, zice, și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, n-are cum să-l primească, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți că rămâne cu voi și va fi în voi. Amin, Doamne ajută-ne! Peste puțină vreme lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea când veți primi Duhul Sfânt, veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu și că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Deci se va face o unitate între dumnezeire, între Tatăl și Fiul și noi. Și El va veni și va locui în noi ca în templul Lui cel Sfânt și El vrea că să aibă reședința acolo și odată ce are reședința acolo, vrea ca El, noi să ascultăm și să umblăm mânați de Duhul Lui Dumnezeu, să ascultăm de El, să și umblăm după îndemnurile Duhului. Doamne ajută-ne! Deci asta vrea Dumnezeu de la noi, asta așteaptă Dumnezeu de la noi și atunci, dacă noi ne facem partea noastră, și dacă noi din toată inima îl căutăm pe Dumnezeu și îl iubim păzând poruncile Lui, El își va împlini făgăduința și toți vom avea Duhul Său cel Sfânt. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește, dar cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu, adică cine păzește poruncile Domnului, acela îl iubește pe Domnul. Zice, eu îl voi iubi și mă voi arăta Lui. Drept răspuns Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu sau poruncile Lui și Tatăl meu îl va iubi. Zice, noi, adică Domnul Iisus Hristos și cu Tatăl, zice, vom veni la El și vom locui împreună cu El, slăvit să fie Domnul. Deci, corintenii erau foarte debusolați. Nu știau exact care-i statutul lor. Și atunci Apostolul Pavel parcă le pune o întrebare. Voi nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt? Și nu știu ce au răspuns. Se pare că nu știau. Fraților, vreau să vă spun, așa cum am vorbit și data trecută, că Dumnezeu, în autoritatea Lui și în dragostea Lui și în bunătatea Lui și în harul Lui, și-o ales ca noi să fim templu lui Dumnezeu în care El să locuiască. Vă dați seama ce onoare ne-a dat, vă dați seama ce favoare ne-a dat ca noi să fim templu. Și noi fiind conștienți de lucrul ăsta, pentru că ne spune cuvântul lui Dumnezeu și îl credem, noi trebuie ca templul acesta să-l ținem în sfințenie și în curățenie, pentru că Dumnezeu nu poate să locuiască într-un loc spurcat. Dumnezeu nu poate să locuiască într-o inimă rea. Dumnezeu nu poate să locuiască într-o inimă plină de ură. Dumnezeu nu poate să locuiască într-o inimă neiertătoare. Dumnezeu nu poate să locuiască într-o inimă care bârfește. Dumnezeu nu poate locui în această inimă și atunci ce-i de făcut? Să ne apropiem de Domnul, să ne curățim, să ne sfințim și El să locuiască și apoi să ascultăm de El și El ne va învăța ce avem de făcut. Doamne, ajută-ne! Cine mă iubește, cine nu mă iubește, zice, nu păzește cuvintele mele. Și cuvântul pe care l auziți nu este al meu, ci a Tatălui care m-a trimis. Deci așa de simplu și ca și la matematică, 1 cu 1 fac 2 și 1 fără 1 e 0. Cine nu păzește cuvintele lui, demonstrează că nu are nimic din Dumnezeu. Demonstrează că nu are nicio dragoste față de Dumnezeu. Și aici cred că e bine să ne refacem un pic de cercetare și Domnul să ne ajute. V-am spus acest lucru când mai sunt cu voi, dar Mângăitorul sau ajutorul sau Duhul adevărului, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Deci, noi avem și obligația aceasta ca să citim Cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ce Dumnezeu ne-a spus, Domnul Iisus Hristos, ce ne-a spus El, ce ne-a vorbit și atunci Duhul lui Dumnezeu ne va aduce aminte de ceva ce am citit, de ceva ce am auzit, dar nu ne va aduce aminte de lucruri pe care nu le-am auzit.
și pe care nu le-am citit. Deci, ca noi, ca copii al lui Dumnezeu, să ne hrănim în fiecare zi cu acest cuvânt al lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu va fi cel care, atunci, la momentul potrivit, ne va învăța ce trebuie să facem. Minunat, e frumos. Acum, haideți să ne ducem mai încolo un pic și să ne uităm cum lucrează Duhul Sfânt pe care și-o ales ca noi, ca trupurile noastre să fie reședință. Și deci mi-am adus altă hârtie. Ok. În 1 Corinteni vreau să merg de aici și să întăresc acest lucru pe care și fratele Gabi dimineață l-a întărit. 1 Corinteni 6:19. Nu știți că trupul vostru este templu Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu și în trupul și și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Deci, fraților, vă dați seama că tot ceea ce noi suntem ca entitate, ca trup, nu mai aparține nouă, noi nu mai suntem ai noștri. Noi am devenit templul lui Dumnezeu și nu mai este templul nostru. Noi am devenit trupul nostru, am devenit locul în care Dumnezeu locuiește, locul în care Dumnezeu este stăpân și atunci noi nu mai suntem stăpâni pe noi înșine. Dar acest lucru e foarte greu de realizat. În primul rând, e foarte greu de realizat în felul nostru de a gândi. Pentru că, fiindcă noi avem firea aceasta pământească care este în tot timpul cu noi, ea își cere drepturile ei și în mintea noastră e greu să realizăm și să ne schimbăm mintea și gândirea și să declarăm noi nu mai suntem ai noștri, ci suntem ai Domnului. E greu. E greu, dar Dumnezeu ne cere acest lucru și Domnul să ne ajute și ca Duhul acesta adevărului, Iisus Hristos, acest ajutor să trăiască în noi. Zice, în Biblie, Duhul Sfânt este prezentat în foarte multe forme, în foarte multe cuvinte și aș vrea să trecem un pic prin felurile prin care Duhul lui Dumnezeu este prezentat în Cuvântul lui Dumnezeu. În Ioan 14:15-17 spune: Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu, Iisus Hristos, voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâitor sau helper care să rămână cu voi în viac, și anume Duhul adevărului. Deci aici, din acest verset, Duhul Sfânt are o denumire de Duhul adevărului și are o denumire de mângăitor. Și în Cuvântul lui Dumnezeu vom găsi de multe ori scris despre Duhul adevărului și despre mângăitor. Și aceasta se referă la Duhul Său cel Sfânt. Și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl veți cunoaște că își rămâne cu voi, va fi în voi și nu vă ne va lăsa orfani. Extraordinar! Deci Domnul Iisus Hristos era cu ucenicii. Și când au auzit că El trebuie să plece și că va merge acolo unde nu va mai putea să fie ei prezenți, s-au simțit ca și un copil care rămâne fără părinți, orfan. Dar Iisus le-a spus și ne spune și nouă astăzi că nu ne lasă orfani, trimite ceva care este permanent cu noi. Este cu tine acolo când te uiți la acest program, este cu noi când suntem dimineața, este cu noi când suntem la amiază, este cu noi când suntem seara, în orice moment din viața noastră, El este cu noi și noi, slăvit să fie Domnul. Și pentru ce El este acolo cu noi prezent? Pentru că pentru noi El este ajutor. Și în momentul când noi avem nevoie de ajutor,
în viața aceasta, când avem nevoie de ajutor în o anumită problemă, când avem nevoie de ajutor în a ierta, când avem nevoie de ajutor în a iubi, când avem nevoie de ajutor în a face un bine, când avem nevoie de ajutor în a face o milostenie, Duhul lui Dumnezeu e acolo. E prezent ca să ne ajute. Nu putem să spunem că nu are cine să ne ajute. Nu putem să spunem că noi am rămas singuri și nimeni nu putem să facem pentru că nu suntem singuri. Nu e adevărat. Duhul lui Dumnezeu e acolo. Și El este ajutor. Și dacă ai nevoie de ridicare, și dacă ai nevoie de o mângâiere, și dacă ai nevoie ca cineva să-ți vorbească, Duhul lui Dumnezeu este acolo și El vrea să te mângâie, să te ridice și să-ți vorbească. El este cu noi 24/24. Credem noi lucrul ăsta. De multe ori ne simțim singuri. Și eu m-am simțit singur, și dumneavoastră v-ați simțit singuri. V-ați simțit singuri părăsiți? Ați fost în probleme grele și parcă nu ați văzut pe nimeni care să vă ajute? Parcă nimeni nu v-a înțeles? Parcă nimeni nu v-a răspuns? Parcă nimeni nu v-a băgat în seamă? Ai venit la biserică, s-ai fost la spital și poate nimeni nu te-a vizitat? Nimeni nu ți-a dat un telefon? Și ce ai zis, uite-te, fac parte dintr-o biserică și singur. Vreau să te asigur că nu e singur. Pentru că Duhul adevărului, mângăitorul, helperul, este cu tine și în tine 24/24. Haideți să învățăm să apelăm la Cel care e prezent întotdeauna cu noi. Haideți să învățăm să apelăm la Cel care ne poate ajuta și care e gata să ne ajute. De-aia spune helper, sunt aici ca să te ajut. Ce frumos când mergi undeva și ești într-o nevoie și vine cineva și spune, pot să te ajut cu ceva? Sunt gata să ții mâna, pot să-ți fac ceva, un serviciu? Și ne uităm și spunem, interesant. Interesant, așa cum acel om care a căzut între tâlhari, au trecut acolo oameni care puteau să-l ajute și a venit un străin. Știi cine era samariteanul pentru evrei? Era mai rău ca și un ateist pentru creștini. Așa a fost privit samariteanul, cel mai de jos oameni cu care nici măcar n-aveai voie să intri în discuție. Sau nici nu aveai voie ca să bei un pahar de apă împreună cu el. Sau nici nu aveai voie să te duci cu el pe drum. Așa erau de desconsiderați. Și acela a avut timp ca să ajute. Fraților, noi avem ceva mai mult decât acel samaritan. Avem Duhul adevărului, care este tot timpul cu noi. Și care are tot timpul ca să ne ajute. Și are toată bunăvoința să ne ajute. Și are toată puterea să ne ajute. Și să ne încredem și să avem îndrăzneala să mergem la Dumnezeu, la Duhul Sfânt, la Tatăl și la Fiul care locuiește noi și să-i cerem ajutor. Și El nu ne va dezamăgi. Frații noștri ne-au dezamăgit, prietenii noștri ne-au dezamăgit, poate cei la care așteptam ca să își facă milă de noi și care să te compătimească în loc să o facă, te-o luat în vorbe și te-o duci și ai fost atât de dezamăgit și inima ți-a fost atât de ruptă. Dar Duhul Domnului nu va face lucrul ăsta. El va fi Cel care va răspunde, care îți va da mângâiere, care îți va fi ajutor și care te va ridica. Slăvit să fie Domnul! Haideți să credem lucrurile astea! Haideți să credem și să le punem în aplicare și să vedem că lucrează, fraților, pentru că ceea ce El spune este adevăr. Amin. Apoi îl avem ca în Ioan 14:26 spune, dar mângâitorul acesta, Duhul adevărului, sau adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Deci, Duhul adevărului, mângăitorul, este și un învățător pentru noi. De multe ori suntem în situații în care nu știm ce să alegem, nu știm ce decizie să luăm, suntem încurcați,
în viața cotidiană, în viața spirituală, în relația dintre soț și soție, în relația dintre copii și părinți. Suntem încurcați, nu știm ce decizie să luăm. Suntem atât de încurcați. Și spune așa că acest mângâietor, care el l-a trimis și care are reședința în noi, ne va învăța. Oare numai anumite lucruri? Toate lucrurile de care ai nevoie ca să fii biruitor, slăvit să fie Domnul. Toate lucrurile de care ai nevoie ca să ieși din groapă, slăvit să fie Domnul. Toate lucrurile de care ai nevoie ca să poți să ierți, slăvit să fie Domnul. Toate lucrurile care ai nevoie ca să poți să iubești din toată inima și să poți să binecuvintezi părcarte blastămă și să poți să faci din lucrurile astea o oportunitate de a-L lăuda și a-L glorifica pe Dumnezeu. Toate lucrurile. Nu căuta în stânga, nu căuta în dreapta. Poate te gândești că păstorul sau diaconul sau lucrătorul va fi cel care te va ajuta să poți să treci peste anumite probleme. Da, Dumnezeu se folosește și de ei, dar vreau să fii conștient că ai pe cineva care e aproape de tine, care este în tine, care e gata ca să te învețe în orice situație din viața ta. Romani 8:26. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite și Cel ce cetetează inimile știe care este năzuința sau dorința sau gândirea noastră, gândirea Duhului, pentru că El, Duhul Sfânt, mijlocește pentru sfânți după voia Lui Dumnezeu. Extraordinar! Deci nu-i numai că El locuiește noi, nu numai că El este ajutorul nostru, nu numai că El este mângăitorul nostru, nu numai că El este gata ca să te ajute, ba da, El și mijlocește pentru tine. Ce mult avem nevoie de mijlocire. Și ce mult ne bucurăm când auzând că frață se roagă pentru noi. Fraților, când ne rugăm, să ne rugăm. Nu să spunem doar că ne rugăm. Când ne rugăm să ne rugăm și a te ruga înseamnă a te pune în situația persoanei pentru care te rogi și să te rogi așa ca și cum te-ai ruga pentru tine, pentru lucruri pentru care te rogi. Trebuie o compasiune extraordinară. A avea compasiune față de cineva este nevoie de sacrificiu. Vă dați seama, acel samaritean, probabil că fiindcă avea și un catâr și pentru că au avut și bani ca să plătească pentru el, se poate că a fost un om businessman, care a avut anumite posibilități. Probabil că mergea undeva și avea un business de făcut și avea de făcut niște afaceri și el ce-a zis? Când s-a cântărit între el, nevoile lui sau prosperitatea lui și nevoia acelui om care a fost căzut, el a zis, e mai important omul. Și o trebuie să renunțe, o trebuie să canceleze, o trebuie să renunțe la locul unde a plecat. Poate era așteptat de familie, poate era așteptat să meargă la o nuntă, nu știm unde trebuie, o mergea omul ăsta. Dar o trebuie să renunțe. Fraților, pentru ca să ne rugăm pentru cineva, pentru ca să-l ajutăm, trebuie să renunțăm. Trebuie să plătim un preț. Apoi dacă mă duc mai departe, s-a plecat și poate că ăla a fost așa de infectat și nu i-a fost frică că se va îmbolnăvi, nu i-a fost frică că poate să iei boala lui asupra lui, nu i-a fost frică, ci s-a pucat și a plecat și l-a spălat și o cheltui din vinul lui, din ceea ce probabil era pentru el ca să își mențină setea, pentru că acolo câteodată vinul e folosit, amestecat cu apă, pentru ca să fie curat, ca să poată să nu se îmbolnăvească. Și o sacrificat ceea ce trebuia ca el să folosească și l-o sacrificat pentru omul ăla care probabil nu avea nicio șansă. Bătut zdravă. Apoi o trebuie probabil să renunțe la măgarul lui sau la calul lui cu care o mers.
că l-a pus pe ăla pe cal și el a trebuit să meargă pe jos. Deci vă dați seama cât sacrificiu a făcut un om pentru că a vrut să facă ceva, dar fiindcă a făcut din toată inima, pentru el nu a fost o problemă. Doamne ajută-ne că atunci când ne rugăm pentru alții, să nu fie povară pentru noi. Să nu spunem că nu avem timp pentru că trebuie să mergem la meeting. Să nu spunem că nu avem timp, că avem atâtea lucruri de făcut, toate pentru noi. Trebuie să ne sacrificăm și să renunțăm la multe lucruri ale noastre ca să putem fi de folos altora. Dar Duhul adevărului, El este prezent întotdeauna, dar extraordinar este că Duhul lui Dumnezeu vrea să ne folosească pe noi, prin noi vrea ca să lucreze și să demonstreze dragostea Lui prin acțiunile noastre. Fiindcă El este în noi și El este cu noi. Noi trebuie să devenim niște unelte în mâna lui Dumnezeu prin care El să fie glorificat și proslăvit. Doamne, ajută-ne! Doamne, mă dau, Tu ești Dumnezeul meu. Ies în templul Tău și vreau să faci ce vrei din el. Nu mai vreau eu nu mai sunt al meu, ci vreau ca Tu, o Doamne, să fii stăpân pe mine, să fiu slujitorul Tău, să fiu robul Tău. Doamne, ajută-ne! Ioan 16:13. Când va veni Mângâietorul, adică Duhul adevărul, Helperul, are să vă călăuzească în tot adevărul, că Cel, Duhul Sfânt, nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va auzi și vă va descoperi lucruri viitoare. El este glasul lui Dumnezeu. Deci, Duhul lui Dumnezeu are și rolul de a ne îndruma, mai vorbi despre acest lucru. Are rolul de a ne direcționa. Are rolul de a ne deschide ușile care sunt încuiate. Are rolul de a ne deschide ochii când ochii noștri sunt închiși. Are rolul de a distruge orice legături din cușca nepăsării, din cușca răutății, din cușca păcatului care ne înconjoară, ca să le rupă. Are rolul acela de a ne călăuzi și a ne arăta cum putem să ieșim de acolo. Și El este totdeauna prezent cu noi. Avem la cine să apelăm. În orice situație a vieții noastre, avem la cine să apelăm. Domnul să ne ajute ca să apelăm la El cu toată credința și să nu ne îndoim că El este cu tine, El este în tine și El este gata ca să te îndrume, să te călăuzească și să-ți arate tot adevărul. El nu-ți va arăta niciodată minciună. El nu-ți va arăta niciodată să te bagi în încurcătură. El niciodată nu-ți va arăta o cale care te îndepărtează de Dumnezeu. El întotdeauna îți va arăta tot adevărul. Și avem nevoie ca acest adevăr, care este numai adevăr, să fie și să umblăm în el din toată inima. Doamne ajută! Ioan 16:7-9. Totuși vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, adică Iisus Hristos, Mângâietorul nu va veni la voi și dacă nu mă duc, nu vi-l voi trimite. Și când va veni, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. De ce oare nu ne vedem noi starea noastră păcătoasă înaintea lui Dumnezeu? De ce oare ne considerăm de multe ori că suntem foarte curați și toate acțiunile pe care le facem nu le vedem că sunt reale, toate le vedem bune cu ochii noștri, cu mintea noastră, chiar dacă vedem că ăla din lângă noi suferă și prin acțiunile noastre îl face să supere, fraților, am rămas uimit când am văzut unii oameni care nu sunt sănătoși dacă nu fac rău, care nu pot să trăiască dacă nu fac rău. Am văzut persoane care dacă nu bârfesc și nu vorbesc de altul pe rău, nu sunt mulțumiți, nu-i viață pentru ei. Fraților, asta e atât de periculos.
Duhul lui Dumnezeu, dacă îl avem, ăla ne va arăta că lucrurile astea sunt rele. Ne le va scoate în lumină, ne va deschide ochii, va lua măframa de pe ochii noștri, mintea noastră se va lumina și vom vedea tot ce este rău în acțiunile noastre. Și văzându-ne tot ce este rău în acțiunile noastre, avem ocazia să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne pocăim și să cerem îndurare. Și El, cum este credincios, ca să ne ierte. El este credincios, de El nu poate să te ierte dacă nu vezi tu că ceea ce ai făcut e greșit. Dacă părerea ta despre tine este bună, dacă tu crezi că atunci când îl faci pe cel de lângă tine să sufere, asta e bine. Dacă atunci când cel de lângă tine trăiești o viață de chin și de stres, tu te bucuri și tu nu-ți vezi lucrul ăsta, n-ai cum să poți să fii iertat. Dar este Duhul adevărului. Dacă noi l-am primit și l-avem, El ne va face conștient de orice lucru pe care nu-i după voia lui Dumnezeu, și atunci vom veni înaintea lui Dumnezeu și vom cere iertare și El ne va ierta, că El este credincios și drept ca să ne ierte. Ceasul ăsta nu știu dacă e ok. Efeseni 1 la 13 la 14. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei sale. Mai mult, că atunci când noi am primit Duhul ăsta ne încredințează, ne face să fim confidenți că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Asta ne face să avem o credință și o siguranță că atunci, în momentul ăla și după aceea, dacă noi stăm aproape de Dumnezeu, când vine Domnul, vom fi cu El. Atunci când se va suna trâmbița, noi ne vom ridica și vom merge cu El. Și ne dă această confidență. Și această confidență, dacă o avem în inimile noastre, lucrurile grele din viață care vin, lucrurile păcătoase, încercările lumii acesteia, nu mai au nicio valoare față de noi, pentru că noi avem confidența că suntem pecetluiți și că suntem ai Domnului. Și odată ce credem că suntem ai Domnului, în Psalm spune, și eu sunt cu voi, chiar dacă sunteți în valea umbrei morții. În Psalmul 91 spune, chiar 1000 s-au cântat astăzi, chiar 1000 să cadă în stânga, 10.000 la dreapta, să nu-ți fie frică. De ce? Pentru că ești confident că El este cu tine. O pus o pecetă pe tine. Slăvit să fie Domnul. Să păstrăm peceta aceasta, să păstrăm unitatea Duhului, să umblăm în Duhul și să ascultăm de El. Doamne, ajută-ne, Doamne! Matei 3,16. De îndată ce a fost botezat Iisus, a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste El. Deci, când căpătăm Duhul lui Dumnezeu, trebuie să se întâmple un lucru supranatural. Dacă ne uităm în templu din Ierusalim și ne uităm când a fost sfințit templu, a venit slava Domnului și a trebuit să iasă afară, pentru că s-a întâmplat ceva, Dumnezeu s-a coborât acolo prin Duhul Său cel Sfânt și s-a arătat slava. Când a fost Pentecostul și ucenicii au fost împreună acolo, o grămadă de oameni, și când s-a coborât Duhul lui Dumnezeu, s-a întâmplat ceva special, ceva divin. În Domnul Iisus Hristos, când s-a coborât Duhul, s-a întâmplat ceva divin. Fraților, este foarte important ca acest divin să se fi întâmplat atunci când ai primit Duhul lui Dumnezeu. Și divinul acesta, nu noi îl alegem. Nu noi îi poruncim lui Dumnezeu cum să se manifeste. Dar trebuie să fie o schimbare radicală. Trebuie să fie o schimbare în gândirea ta, trebuie să fie o schimbare în mintea ta, trebuie să fie o schimbare în prioritățile tale, trebuie să fie o schimbare în tot
180 de grade întoarce. De aceea am luat acest verset, pentru că când a venit Duhul Domnului peste Iisus, s-a văzut când a venit Duhul Domnului peste tine. Sau ai avut doar experiență a vorbirii în limbi și după aceea de luni sau de marți ai plecat și nu s-a schimbat nimic în interiorul tău. Fraților, e o problemă atunci. Mă opresc aici, mai am încă două pagini, nu știu de ce, parcă timpul trece prea repede. Poate o altă dată o să mai continui, pentru că sunt lucruri foarte importante, dar știu că după ora 8 nu mai ascultați. Și vreau să închei. Și dorința mea este să fim conștienți că în orice lucru suntem, în orice probleme suntem, în orice necazuri suntem, avem un helper, avem un mijlocitor. Și pe lângă Duhul Sfânt, Domnul Iisus Hristos este Cel care mijlocește pentru noi. Și dacă mijlocim și noi, suntem trei care mijlocesc. Și să nu ne îngrozim când ne vedem singuri. Nu suntem singuri. Cu niciun chip n-am să te las. El nu ne lasă pe noi, fraților. Noi îl putem lăsa pe El. Dar El nu ne lasă pe noi, pentru că noi pentru El suntem coroana creației Lui și El ne iubește cu o dragoste care noi nu înțelegem. Dar haideți să nu lăsăm noi pe El, să ne ținem de El, să-L căutăm și să îl lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească în tot adevărul, să umblăm în azi de Duhul și să nu ne pomenim că suntem fără Duhul. Să nu ne pomenim, că atunci e trist față de noi. Și dacă nu vedem semnele, și dacă nu vedem roada Duhului, și dacă nu vedem semnele Duhului Dumnezeu în noi, să ne punem semne de întrebare. Unde suntem, unde mergem și a cui suntem. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi și rostesc ca binecuvântarea Domnului să fie peste cei ce ne ascultă, peste familiile voastre, peste copiii voștri și Domnul să fie Cel care să vă asculte nevoile voastre și să vi le rezolve. Amin.